Comuna Uituz este compusă din 6 sate componente: Uituz, Marginea, Călcâi, Ferăstrău, Hârja, Poiana Sărată, cu o populație de 9.000 de locuitori. În perioada 2012-2015, din acest mandat, s-a reușit la nivelul Comunei Uituz să realizăm următoarele lucrări: finalizarea de canalizare, realizarea anexei bucătăriei la Căminul Cultural din Uituz, centru de colectare deșeuri ROREC, execuție platforme pubele ecologice, 42 de bucăți, amenajare sală sport la școala numărul 2 din Uituz, sistem supraveghere video Comuna Uituz, construire grupuri sanitare la școala 1 și numărul 2 Uituz, modernizare grădiniță numărul 2 din Uituz, reamenajare terenuri de sport la școala 1 și 2 Uituz, balastrare drumuri comunale și sătești în circa 30 de kilometri, racordarea la rețeaua de apă și canalizare a școlii și grădinițe numărul 1 Uituz, a școlii și grădinițe numărul 2 Uituz. Sigur că în această perioadă am avut și activități culturale. Comuna Uituz este una din puținele comune din județul Bacău care desfășoară activitate culturală în cadrul Căminului Cultural, având și două formații artistice: corul mixt țărănesc, care a sărbătorit centenarul 100 de ani acum vreo 5 ani de activitate, corul de copii Ciripel, constituit din elevi de la școlile din comună. Am participat cu acest cor la festivaluri organizate la Slănic, Moldova, în fiecare an. Acolo a avut loc și un târg de meșteri, unde am participat și meșteri din Uituz. Anual se organizează pe 15 iulie Sântiria la Poiana Sărată. Este o activitate culturală tradițională. Au fost participări la festivalul elevilor de la Buhuș. 1 iunie, de ziua copilului, s-a organizat activitate culturală pe stadionul Voința din Uituz. Memoria Uituzului anual are loc în Uituz la cele două cimitire ale eroilor din Uituz și Poiana Sărată pe 15 august. În noiembrie organizăm în cinstea familiilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie Nuta de Aur, concerte și colinde organizate cu ocazia Crăciunului la bisericile din Comuna Uituz. Pe 31 decembrie, în fiecare an, au loc parada la grupurilor de colindători, urători, cetele de urși și capre în fața primăriei Uituz. Ca activități sportive, așa, în decursul anilor, au avut loc întreceri de atletism între elevii școlilor din Comuna Uituz, pe stadionul din Uituz, jocuri de fotbal între școlile din Uituz pe același stadion, și anual au loc meciuri de fotbal susținute de echipa de fotbal Voința Uituz, care activează în cadrul campionatului județean de fotbal al județului Bacău, sub egida AJF-ului, Asociației Județene de Fotbal Bacău. Intenționăm să realizăm în perioada anilor 2016-2020, în mandatul următor, o serie de lucrări, cum ar fi modernizarea rețelei de drumuri în Comuna Uituz de 5,28 de kilometri, construire pod peste râul Uituz în punctul Gălățeanu din bugetul de stat, reabilitare și modernizare dotare cămin cultural, tot din bugetul de stat, modernizare piață prin Gal, Valea Trotușului, din fonduri ale Uniunii Europene. Sigur că acum, la încheierea anului 2015 și se apropie și anul 2016,
aș vrea să transmit un gând populației comunei Oituz. Așadar, din lumina sărbătorii nașterii Domnului și din speranța ce însoțește noul an 2016, transmit tuturor locuitorilor comunei Oituz gânduri bune și urări de sănătate. La mulți ani, cu împliniri și bunăstare, să lăsăm tot răul care l-am avut în noi, ura, invidia acestui an 2015 care stă să plece, iar anul 2016 să ne regăsească cu inimile smerite, cu dragoste și căldură sufletească unii față de alții.